Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în orașul Boldescăeni, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere a animalelor cu intenție fără drept. 3 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție. Din cercetări a reieșit faptul că, la data de 31 august anul curent, persoanele bănuite de comiterea faptelor ar fi ucis 4 canide pe care le-ar fi abandonat ulterior pe un teren agricol, respectiv pe drumul public, în afara localității Lipănești. Acțiunile au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova.